Am de gând să vă spun doar câteva banalități. Nu voi trage concluzii definitive. Să nu credeți că de aici veți pleca că datorită cu anumite învățăminte pentru viață pe care le dă moderator. Nu voi încerca să creez armonie între puncte de vedere distincte, ci când voi avea privilegiul, chiar voi stimula polemicile. Deci, ca atare, rolul meu este al unui dirijor, dirijent circulației ideilor, în timpul acordat, stabilit dinainte și știu foarte bine care este, și nu voi dirija ca la Ateneul Român, ci ca în piața presii libere, ca să fie bine. Deci voi vedea asupra timpului și asupra eficienței punctelor de vedere. Câteva banalități de care îmi aparțin și care vor fi un fel de judecăți și prejudecăți activate în ceea ce va urma. Vrând sau nevrând, orice specialist în economie ajunge la filozofie. În primul rând, atunci când conștientizează limitele propriului domeniu și când își dă seama că acele instrumente intelectuale pe care le pune la lucru nu mai pot să rezolve niște dificultăți care țin de viața lui reală. Și atunci, vrând nevrând, evadează în speculație. În al doilea rând, se poate ajunge atunci când este evident raportul sau divorțul dintre teorie și viața reală. Și acest divorț este, cred, tot mai vizibil în lumea de astăzi. Și ca atare își dă seama de nevolnicia teoriei în fața unei realități dure și brutale. Reflectând, se poate ajunge la filozofie și în măsura în care ești interesat de filozofare implicit prezentă în orice teorie științifică, inclusiv în cele economice. E vorba de presupoziții, credințe, axiome, adică lucrurile care sunt decise ca fiind adevărate, se presupun ca fiind adevărate, raționale fiind deducțiile de la aceste puncte de pornire care sunt nereflectate, nereflexive, neraționale, neraționalizabile. Și deci discuția mi se pare promisătoare în aceste motive. O altă precizare pe care aș face. Mi se pare că până astăzi, până la ora aceasta, două filozofii au fost aplicate cu consecințe evidente la nivel de curs secular. E vorba de filozofia iluministă, care are în centru mitul rațiunii, raționalității, raționalizării, mitul omului rațional, iar, și mitul revoluției în paradigma marxistă. Deci marxismul și iluminismul sunt două filozofii sau filozofii aplicate și încă aplicate. Și de fapt, cred că aceste componente mitice, mitologice, ideologice din științele economice vor fi activate astăzi, vor fi prezente și vor fi intra în discuție. Dincolo de componente de registru pur teoretic. Apar diferențe datorită acestei chestiuni, chiar modul de a înțelege economicul însuși, relațiile cu societatea în ansamblul său, relațiile cu viața spirituală și așa mai departe. De aici derivă sau sunt implicate modul de a înțelege discursul științific. Deci, cum să vă spun, dezbaterea de astăzi, nu întâmplător, în orice dezbatere serioasă, metateoretică despre științele economice, sunt implicate și implicații epistemologice, implicații de ontologie socială, ontologia socialității, sociabilității, ontologia individualității umane, și sunt atinse, veți vedea, și chestiuni de antropologie, cu consecințele ideologice evidente. Aș semnala faptul că s-ar putea să fie o prejudecată. Diferențele epistemologice și metodologice, atunci când sunt ideologizate în exces, deci atunci când diferențele acestea sunt ideologizate, se ajunge vreun nevrând la polemici. Însă, la nivelul teoretic de bază,
unde e vorba de conceptualizarea unor realități, acolo dialogul este posibil și cred că putem vorbi despre un fel de complementaritate teoretico-metodologică între paradigme care par disjuncte. Cum ar fi în cazul discuției de astăzi, școala austriacă să nu știu și mai ce spune. S-ar putea, ca să nu fiți de acord cu această prejudecată a mea și atunci va fi o discuție. Astea fiind zise, aș da cuvântul domnului Alexandru Popovici, care știe din capul locului, că are maxim 50 de minute. Sper să fac mai puțin și chiar mult mai puțin. În condițiile în care există aici un public avizat, ar fi de dorit chiar pentru ca să partea de dezbateri și de confruntare să fie mult mai.